Tribunalul București a decis condamnarea celor doi, dar și menținerea sechestrului pus de procurori pe aproape toată averea fraților Mararu, care include bijuterii, mașina de lux folosită de asasinul plătit de cei doi, terenuri, spații comerciale, dar și sume de bani. Frații Anton Bogdan și Nicolae Răzvan Mararu au fost trimiși în judecată de procurorii bucureșteni pentru instigare la tentativă de omor calificat și pentru instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor în legătură cu atentatul din cartierul bucureștean Vitan. În data de 26 noiembrie 2012, pe o stradă din cartierul Vitan din capitală, Vitalie Proca, cetățean moldovean, l-a împușcat în piept pe Răzvan Isăilă, un tânăr bucureștean în vârstă de 26 de ani pe care l-a confundat cu Puiu Mironescu, dușman al fraților Mararu. Din fericire, ținta a scăpat ca prin minune de la o moarte sigură, fiind împușcată cu 5 gloanțe.